Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit, în cadrul acestei emisiuni ne-am Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori. După cum v-ați obișnuit, la această oră intrăm în casele domniilor voastre cu această emisiune în care abordăm cele mai stringente probleme care se confruntă întreaga societate. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre activitatea Consiliului Municipal Chișinău, problemele care se confruntă de fapt fiecare care locuiește în această urbă și până la urmă vom încerca să identificăm care ar fi soluțiile pentru a depăși aceste probleme. Invitații ediției de astăzi sunt Eugenia Ceban, consilier PSRM. Bună seara și bine ați venit, doamna Ceban. Și Dinar Cujocaru, consilier PSRM în CMC. De asemenea, bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara. Doamna Ceban, haideți pentru început să explicăm telespectatorilor. De 2 ani, practic, sunteți membră sau mai bine zis consilier în cadrul CMC. Ce ați reușit să obțineți în domeniul protejării sociale pentru cetățenii din Chișinău și din suburbie? Practic, dacă să vorbim la concret, atunci când deja noi am primit mandatul și am fost aleși de către cetățenii municipiului Chișinău în această funcție ca consilier în municipiul Chișinău, în fața noastră, desigur, au fost foarte multe probleme. Cu toții ne cunoaștem problemele cetățenilor și cu atât mai mult că fracțiunea Partidului Socialiștilor, care este cea mai numeroasă în Consiliul Municipal Chișinău, din primele zile ale activității noastre ne-am pus scopul de a lucra pentru oameni și de a asculta fiecare cetățean la nevoile care apar zi de zi. Și venind în primele ședințe, desigur că au fost probleme foarte mari, știți prea bine cum se bloca primele ședințe, până a fost prima ședință de către actualul primar cu dispoziția lui numită. Și începând chiar din primele luni ale mandatului nostru, au fost elaborate un șir de regulamente și proiecte de decizii de către membrii și consilierii fracțiunii Partidului Socialiștilor, la care să facem viața oamenilor mai bună în municipiul Chișinău și în suburbiile din municipiu. Și la concret vreau să vă zic, chiar din primele ședințe, dacă dumneavoastră vă amintiți, zi de zi la audiență am avut persoane în etate care practic erau stresate de ceea ce se întâmplă în municipalitate, care erau un ajutaj total, că iată li s-or scoate gardurile de la cimitire care ei le-au pus. Erau impuși să achite câte 120 de lei pentru îngrijirea fiecărui mormânt, dar care avea câte 4-5, ceea ce nouă am reușit consilierii municipali din fracțiunea Partidului Socialiștilor împreună cu ceilalți consilieri ca să nu admitem scoaterea celor garduri, ca să anulăm acele taxe care erau puse de 120 de lei pentru pensionari invalizi, oameni chinuiți să achite pentru fiecare rudă înmormântată. Mai mult ca atât, am mers ca să le îmbunătățim viața persoanelor defavorizate și la concret, când am venit, am mărit cu 20 de mii numărul pensionarilor care, pentru limita de vârstă, ca din bugetul local să beneficieze de 70 de lei la transport. Erau cu pensia până la 1700. Noi am mărit ca pensie să fie pensionari să beneficieze până la 2000. Și cel mai dureros era că invalizii de gradul 3, care acum se numesc după noua, mă rog, cum le dă Consiliul de Vitalitate, expertiza vitalității, invalizii de gradul 3, practic erau iutați de soartă, lăsați în voie sorții. Și iată, noi pentru acești 5.000 iarăși am obținut și am reușit și s-a votat regulamentul ca ei tot să beneficieze de 70 de lei sau la alegere să primească permis. Și mai dureros a fost atunci cu agentul termic, când practic toate persoanele, indiferent că e o familie tânără sau este o pensionar pentru o linie mai de vârstă, nu puteau achita facturile la agentul termic. Și vă dați seama că am fost nevoiți să modificăm și regulamentul ca să noi să
le dăm voie cetățenilor să poată beneficia de această compensare la căldură, 40% din bugetul local. Și pentru aceasta, noi în anul 2015 am mărit de la 2000 la 2500 și pentru anul 2016-2017 de la 2500, 3000 pentru o persoană în familie, adică la familie pot fi 4 persoane dacă sunt 12.000 de lei. Și mai mult ca atât, știți, în acest regulament am schimbat ca să fie clar tuturor cetățenilor că atunci când îți plecați părinții după hotare și cineva nu poate dovedi, să fie copia buletinului sau să fie un contract la care se poate beneficia de această compensație la căldură. Da. Mai departe am schimbat la protezare dentară, alt regulament, și am creat o comisie care să facă ordine și la acest serviciu. Și ne-a reușit și a fost aprobat regulamentul. A fost un ajutaj în municipiul Chișinău, vă dați seama că este legea aprobată 303, ca toată apa care în afara nu este pe indicația contorului și se scurge să fie achitată din buzunarul fiecărui cetățean. Și noi, fracțiunea Partidelor Socialiștilor, ne-am propus și am reușit să pregătim un proiect de decizie și regulament, unde astăzi toate surplusurile de apă care sunt la indicația contorului să nu fie achitate din buzunarul cetățeanului, dar din municipalitate. Știți cum se spunea? Furați, dar furați dar atunci din municipalitate, dar nu din buzunarul fiecărui cetățean care și așa este chinuit de soarta sa. Acum, iată, ați văzut că era în prag de faliment întreprinderea municipală Autosalubritate și noi, fracțiunea socialiștilor, desigur, am mers cu celelalte fracțiuni și am dat acordul la aprobarea acestei decizii privind mărirea la tarife pentru deșeurile solide, da? Pentru gunoiul care se spune în municipiu, da? Dar totodată, paralel cu această decizie fiind schimbarea catalogului de prețuri, am elaborat și proiectul de decizie și regulamentul ca nicio persoană care se află în situație defavorizată, familie tânără, fie pensionar, invalid, să nu achite niciun bănuț asupra celui tarif care a fost anterior. Și iată, noi s-a reușit și s-a aprobat și acest regulament ca să fie din municipalitate și foarte concret în regulament am scris ca oamenii să nu fie purtați pe drumuri, automat cei care primesc compensații la agentul termic vor fi incluși în liste și pentru achitarea la cota apă, care e surplusurile, și la deșeurile care s-au mărit tarifele. Și mai mult ca atât, aici am luat în considerație în regulament și am scris nu pe familie, dar pentru fiecare persoană, fiindcă calculele se vor face așa. Și desigur că noi, fracțiunea Partidelor Socialiștilor, considerăm că într-adevăr s-a reușit, nicătând că nu am avut majoritatea în Consiliul Municipal, dar pentru noi, știți, nu este apartenența politică pe primul plan, este factorul uman. Și iată, la ultima ședință care am avut-o, chiar s-a aprobat odată cu ceea ce se întâmplă la Bubuieci și unii s-a promis că vom da peste 200 de foi sau o da foi pe gratis la tabere de odihnă. În acest proiect s-a aprobat și 5 milioane de lei pentru fiecare sector, câte 10 locuri de joacă pentru copii vor fi instalate și amenajate. Domnule Cujocaru, spuneam la începutul acestei emisiuni că, cu părere de rău, atunci când vorbim despre Chișinău, trebuie să constatăm și un noi an de probleme și acest lucru se referă și la activitatea unor instituții municipale. Haideți să discutăm despre ceea ce se numește instituția Spații Verzi. Până la urmă, din câte cunoaștem, recent a fost aprobat un nou regulament de funcționare. Haideți să deschidem parantezele, să explicăm telespectatorilor cum, în ce condiții și de ce a fost nevoie de un nou regulament. Deci, în primul rând, vreau să atrag atenție că este un regulament la care a participat maximal populații, vreau să ONG-urile, societatea civilă, experți internaționali. Desigur, a fost un grup de lucru din partea consilierilor și vreau să spun că mă bucur că noi am putut să ne consolidăm la moment din toți care eram în sală, toți au căzut de acord. Da, bine, a venit cineva cu niște amendamente, dar toate amendamentele au fost numai pentru îmbunătățirea lui. Referitor la regulamentul pe care a fost adoptat recent, propriu-zis,
Deci, de circa un an de zile, spații verzi nu aveau un regulament prin care puteau să activeze, să desfășoare activitatea, pe care noi l-am simțit acum când a fost pe data de 21 calamitate naturală, când a căzut zăpada, spațiile verzi, propriu zis, ei nu știu pe care teren trebuie să le gestioneze, decât în la faptul că toată populația, știți că... Așteptau un ajutor, bine, unde s-a mai organizat și a mai putut face ceva, dar în rest s-așteptau și nu știu de la cine să aștepte. Actualmente, prin actualul regulament, eu l-aș dispersa în trei părți, partea pentru cetățean, pentru agentul comercial, și pentru însăși primărie. Pentru cetățean a fost elaborat un grup de lucru care lucrează 24 de ore. Este deja și un serviciu care lucrează 24 de ore. Folosindu-mă de ocazie, pot să spun și numărul. Pentru cetățeni este 4267, 24 de ore. În caz că cade un copac, este blocat o artieră oricare sau pur și simplu cineva simte că este un pericol, un copac poate să apeleze, vine echipa specializată și maximal posibil înlătură problema. Iarăși, prin regulamentul dat, este bine determinat termenii în care un cetățean primește răspunsul la solicitarea sa. Dacă, de exemplu, dumnealui consideră că are niște lucrări de făcut în parcul din preajma casei lui, el se apelează, lui îi spune în care timp vin să fac lucrările sau dacă lucrările date sunt incluse într-un catalog, deci s-a format și un catalog special prin care este dispersat orașul în mai multe sectoare și fiecare sector are anumit termen când va fi efectuate lucrările. Pentru agentul comercial, deci, actualmente știm că un șir de terenuri se furau din municipalitate prin dilapidare. Mai simplu așa, un parc care avea un număr cadastral, artificial de undeva apărea un alt număr cadastral, iar și este o schemă destul de bine pus la punct, în care sunt implicați judecători, colaboratori a cadastrului, colaboratori a primăriei, cel mai principal care sunt... prin care ei dădeau un număr artificial unui lot de teren pe care ei singuri și-l determinau, ulterior îl puneau vânzării. Actualmente, noi fiecare parc am pus limitele. Limitele, vreau să trag o remarcă, n-am acceptat să fie puse liniile roșii pe care ni le impuneau acum primărie, ci le-am luat pe ultimele linii roșii care au fost acceptate de către fostul Consiliu Municipal în 2007, ca noi maximal să putem proteja terenul care este. Astfel, agentul comercial nu poate să cadă sub o influență când îi spune că este un teren de vânzare la un preț foarte avantajos, ieși și-l procură și niște ini de problemele ulterioare care pot să fie din partea juridică, să spunem așa, în caz că este un cumpărător de bună credință. Pentru municipalitate, cel mai principal este că noi vom putea economisi un șir de bani municipali, deoarece este sectorul bine determinat și deci acele terenuri care actualmente erau la diferite întreprinderi de stat, și nu este vorba de o sotă, două, dar este vorba de hectare între ei, sunt întreprinderi de stat care au câte 20-17 hectare de pământ. Actualmente, fiecare întreprindere care este posesorul terenului trebuie să îngrijească terenul dat. Domnul Aceban, haideți să discutăm un pic despre situația în domeniul protecției sociale. Care este starea de lucruri la moment? S-au întreprins ceva acțiuni concrete care ar putea ca să bucure telespectatorii noștri? În domeniul protecției sociale, ceea ce am vorbit și am enumerat, practic, fracțiunea Partidului Socialiștilor a întreprins un șir de măsuri care au fost aprobate prin diferite decizii de către consilierii în Consiliul Municipal Chișinău. Dar vreau să vă zic că cea mai dureroasă problemă este că sistemul putrid din primăria municipiului Chișinău astăzi, după apartenența lor politică, practic la moment nici nu-și îndeplinesc atribuțiile și fișele de post care le au. Fiind că, știți, avem un sistem corupt în primărie, avem șefi de direcție numiți după apartenență politică, avem șefi de direcție la care le s-a modificat contractul de serviciu, avem șefi de direcție numiți
prin avansare sau fișele de post, cum le-am mai prevăzut, însă nu avem șef de direcții care să meargă la concurs. Indiferent de apartenența politică, trebuie să fie în domeniu șefii pregătiți. Și de aceea, dacă să vorbesc de sistemul protecției sociale, vreau să vă spun că Fondul Municipal de Susținere a Populației, care este obligat să fie în sluga cetățenilor din municipiul Chișinău, practic este totalmente liberalizat. Să vedeți ce se întâmplă atunci când vin listea pentru ședințele Consiliului de Administrare a Fondului Municipal. Asta e și din comun ceva. Cu atât mai mult să știți că se perfectează anchete sociale și se falsifică documentele de către direcțiile asistent social. Ați sesizat asemenea am cazuri, sesizat, da? Chiar și la ședință le-am prezentat și știți, mă miră faptul că noi avem atâția cetățeni în municipiul Chișinău care au nevoie de ajutor material și să vedeți cu câtă obrăznicie doamna Crăciun, care este șefă direcției generale asistență socială, numită prin modificarea contractului, face diferite demersuri pentru cei din Dubăsari, îi scrie pe o adresă, după ce consilierii municipali verifică această adresă, în ședință deja anunță că nu mai trăiește la Docuceaiev, dar trăiește în Dubăsari, în Vadul Vodă, fiind viza de reședință în Dubăsari, dar noi știm prea bine că ea este președintele Partidului Liberal în Dubăsari. Și cel mai dureros problemă este că noi la 11 mai în ședința Consiliului am aprobat la propunere, practic au votat fracțiunile toate, pentru cea mai dezavantajată categorie, pentru Asociația Surzilor, organizația filiala teritorială Chișinău, 2 milioane de lei pentru procurarea aparatelor auditive, sunt cei mai necăjiți, nici nu se discută. Pentru organizația teritorială a orbilor din municipiul Chișinău s-au dat 3 milioane de lei pentru a li se procura tonometre senzoriale, termometre, bastoane, să se le facă proteză la ochi în suma asta. Și ce crezi dumneavoastră? Uitați-vă, suntem deja la finele lunii iulie și numai pentru să primesc scrisoare după scrisoare că nu au audiometru. Bine, dar unii te-au uitat, domnule Moldovanu, eu îmi cer scuze, dar vorbesc la direct, nu vreau să atind probleme sănătății din sistemul protecției sănătății. Dar atunci când ai făcut așa de repede achiziții publice și ai luat la fiecare când s-a aprobat bugetul în a doua lectură, noi practic n-am refuzat ceea ce ține de sistemul grotirii sănătății, indiferent ce aparataj necesită. Dar de ce n-ai pus audiometru ăsta că are 100% uzura, ca după, noi ne trezim după două luni că nu putem aproviziona pe acești persoane, pe aceste categorii chinuite și năcăjite, că n-are cine le face audiometrie. Vă dați seama că aparatul lipsește. Poftim, de ce nu ați luat așa cum ați cumpărat mașini, au procurat din conturile speciale, eu am scrisoare în scris, o să vă prezint dacă ceva trebuie să o trimit, da. Instituțiile medicale, uitați ce scrie, din contul special cu semnătura medicului șef, urgent, plătiți până pe 12 iulie, automobilul de marcă Dacia Sandero, înseamnă că asta era mai important decât un audiometru care în municipalitate nu există. Și iată, asta e atitudinea față de cetățeni și managementul cel prost, fiindcă atunci când se perfectează, fie în primă lectură, se pregătește bugetul sau în a doua, n-ai decât să strângi fiecare instituție medicală. Ceea ce ține de domeniul protecției sociale, în domeniul protecției copilului, este strigător la cer. Fiindcă șefa direcției, știți, noi am schimbat-o pe Chifa Piterehovski, și ce credeți dumneavoastră, din contul surselor financiare, care urmau să fie aduse la centrele copiilor orfani, copiilor care ea scrie că a cumpărat rechizite de birou pentru aceste centre, dar de fapt inspecția financiară de la Ministerul de Finanțe a depistat că dumneavoastră de 32.000 și-a luat ceai și cafea în birou. Vă dați seama? De sute de mii care nu au ajuns în bugetul local, unde să avem pensii, să avem ce plăti, salarii, să le mărim, a făcut niște contracte de colaborare cu diferite organizații, fără să treacă arendă, locațiune prin Consiliul Municipal. Și la alte servicii, a tabelat niște persoane, precum că spaznici, dar nu i-a văzut nimeni la serviciu. Și eu mă întreb, spuneți-mi, vă rog, sfârșit vabea, ce era primarul la serviciu, cineva să-l controleze că era o 7 zile în an, ce este arestat la domiciliu, este aceeași situație. Dumnezeu să vă înțelegeți, Sarmanu și Zgrozavă, care a tărit pentru un loc de 4 viceprimari, a activat tot timpul pentru acest primar general nerușinat și să știți că
Acum, și mai groaznă chestie, fiindcă nu numai în domeniul protecției sociale, este în tot domeniul, fiindcă Partidul Liberal dirijează cu fiecare angajat a primăriei, totul ce vine de la CNA să dă indicații, totul ce vine în primărie, să nu se ducă la grozavă, la semnător, dar vă dați dumneavoastră să ducă la șefă serviciu, resursă umană, la doamna Voicu. Noi avem doar, noi ne se spune la concret cine și știm cine, care moș lucrează aici și dă indicațiile astea. Eu mă întreb, acei angajați a Partidului Liberal în funcție de funcționar public, care este lege, și vă impune, sunteți obligați, fiindcă dumneavoastră sunteți salarizați zi de zi. De ce nu vă îndepliniți atribuțiile și fișa de post? Doamna Ceban, ați vorbit ceva mai devreme despre copii, ați vorbit despre adopție. Eu zic că este timpul oportun ca să o contactăm telefonic pe Aza Onică, ca să aflăm din prima sursă care este starea de lucruri la acest capitol, după aceea revenim în studio la discuțiile pe care le-am generat. O să rog regia ca să ne facă legătură cu dumneaei, ca să ziceam ceva mai devreme, să aflăm din prima sursă care este starea reală de lucruri la acest capitol. Avem? Ce ne spune regia? Avem legătura telefonică? Se pare că colegii noștri încearcă să ia legătura. Iată, avem un prim semnal. Alo, bună ziua! Da, bună ziua. Mă numesc Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi împreună cu doamna Ceban și cu domnul Cojocaru discutăm despre mai multe probleme sociale din municipiu și vrem să aflăm de la dumneavoastră care este starea de lucruri în domeniul adopției copiilor. Vă rog. Da, părerea mea o să fie o părere a unui om care este din societatea civilă. Spuneți. Da, vă spun. Eu am cunoscut un caz de la un martor care a văzut un cuplu de italieni care agresau un copil de 5 ani, vorbitor de limba română, și după cum s-a aflat mai târziu, ei erau oamenii care au adoptat acest copil. De aici, de la Chișinău? De aici, da. S-a întâmplat aici la Chișinău și eu am sfătuit martorul pentru să se ducă la poliție să depună plângere. Iar eu, în rândul meu, am apelat la Direcția Protecției, am scris scrisori la Ministerul Muncii, am vorbit cu doamna ambasadora a Italiei ca să știe despre cazul acesta și acum aștept răspuns de la ei ce au făcut pentru ca să ajute acest copil. Despre adopția internațională, societatea este o rezonanță foarte mare. Deci e că sunt foarte multe cazuri când, într-adevăr, soarta copilului nu este cunoscută. Și este și problema demografică, că noi tot avem părinți care vor să-și adopte un copil, dar au posibilități mici, deci e că este foarte complicat să adopți un copil la noi, în țară. Se mai știe ceva despre un copil din momentul adopției, din momentul în care pleacă din Republica Moldova? Care acum pleacă, știți, iată, eu știu de cazul că chiar ieri am citit un articol că fetița aceasta care a fost găsită lângă piața centrală, deja sunt niște italieni care vor să o înfieze și deja cineva duce cum vorbiri pe tema aceasta, dar eu știu că sunt oameni care au sunat moldoveni cu aceeași întrebare pentru ca toți o înfieze și lor li s-au răspuns destul de rece. Adică nu a fost nimeni entuziasmat ca să se întâlnească cu acești oameni, ca să le dea o consultație cum ar putea să facă aceasta. Să înțeleg că procesul de adopție în sine este unul destul de birocratizat? Foarte mult, foarte mult birocratizat și noi, societatea, cerem ca el să fie simplificat pentru moldoveni, să se schimbe legile pentru adopțiile internaționale, adică sau interzise sau într-atât monitorizate, ca să fim convinși într-adevăr că copiii este bine acolo unde sunt ei. Și cândva era așa lege că copilul se putea lua direct de la maternitate, adică un copil abandonat se putea lua de acolo, de oameni care vreau să adopte, și este o lege foarte bună. Deci că eu am acum două cazuri, când o mămică și-a pierdut copilul la naștere și a văzut un copil abandonat și a dorit să-l înfieze. Da.
Dar cu părere de rău, știți că este un proces îndelungat și copilul este nevoit să treacă prin internatele și prin un proces destul de îndelungat. Doamna Monica, eu vă mulțumesc pentru aceste explicații și pentru intervenția telefonică. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Da. Doamna Ceban, până să comentăm acest caz, vreau să-l întreb pe domnul Cojocaru, să revenim un pic la problema spațiilor verzi și nemijlocit vreau să ne explicați. Foarte mulți telespectatori se vor întreba, bine, avem astăzi un nou regulament, cum s-a funcționat până ieri? În baza cărora acte? Deci, nu era în principiu, spații verzi este o direcție care acționează în baza actelor și acelor terene care sunt date de către direcția arhitectură și funciară. Prin regulamentul nou, noi am, și deci prime așa, că în 2006, ca exemplu, dumnealui putea să gestioneze 100 de hectare și în 2007 lui se dă 90 de hectare. La întrebarea când apare unis restul terenului, dumnealor primeau simplu un răspuns, dumitale pur și simplu gestionez, cât îți dăm, atâta gestionează și nu dă multe întrebări. Prin actualul regulament, noi am determinat hotarele bine stipulat cu linia roșu, unul la mână. Ba mai mult am mers și mai departe, acum vrem să lucrăm cu cadastru pentru înregistrare și facerea pașaportului tehnic pentru orice copac care este în acel parc. Ca orice cetățean, când dorește să afle despre o cultură oricare, el să știe să poată pe harta apăsa și să-i spui că este un arbore de așa soi, atâția ani are. Ulterior, tot pe regulamentul dat, iarăși ca măsură de protecție a terenurilor, noi am cerut ca în caz că este o lacună oricare, că deoarece niciun proiect nu poate fi ideal, noi l-am străduit să-l facem ideal și am venit și chiar acum vin cu un apel către cetățeni, ne vom strădui în toamnă să-l mai completăm cu unele nuanțe care poate la moment nu le-am văzut sub un unghi oricare mai vizibil ca lacună. În toamnă vom veni cu unele rectificări. Dar să revenim la problemă. Da. Dacă este vreun teren care la moment nu este în gestiunea spațiilor verzi, dintr-o oricare motiv, și el este procurat de către un agent comercial, dar noi știm până în final că el nu este pur și simplu cu un agent comercial care nu are tangență politică cu liberali, la moment nu poate participa la nicio achiziție. Vrei să procure terenul? Păi atunci el trebuie să conformeze la niște reguli. Dacă el procură terenul, nu procură acele specii, copaci care cresc pe el. Deci, se face o comisie cu inspecție și acei copaci care sunt viabili să nu fie defrișați cum se făcea până acum, dar să fie transplantați. Asta înseamnă că el se ia dintr-un loc cu arbore bun și se transplantează într-un alt loc, poate în parc, cu concordarea cu spații verzi. Astfel noi vom putea maximal să monitorizăm spațiile verzi la propriu zis și totodată este ca o pârghie de monitorizare a terenurilor municipale, ca ele să nu fie ilegal dilapidate. Cer scuze, doamna Ceban. Doamna Unică opera cu niște termeni destul de interesanți. Birocratizare, violența asupra copilului, lipsă de transparență. Cum stăm la acest capitol, când e să vorbim despre copii abandonați? Cum are loc adoptarea copiilor? Știți, dacă să privim în genere legile care sunt în domeniul protecției sociale, mai ales legea 140 care merge despre violența copiilor, despre copii aflați în situații de risc, desigur că are foarte multe lacune. Și nu odată am vorbit și eu cred că astăzi guvernul, când trece această reorganizare, reformă, sper foarte mult și mă gândesc că undeva va fi o hotărâre de guvern sau niște recomandări ca la nivel local să se petreacă aceste reforme, fiindcă în municipiu Chișinău avem prea multe direcții
care se ocupă cu tot și cu nimic, știți? Și de ce vorbesc la concret? Chiar să iau Direcția Protecției Copilului, uitați-vă, copilul care la piață a fost găsit de organele interne, de angajații organelor interne. Și nici de cum de protecție copilului. Mai mult ca atât, știți, am avut o discuție cu doamna Terehovski și cu șeful Direcției Educației, unde pregăteau un regulament ca copiii străzi care chiar toacă, nu are suflet și a închis internatul, a închis centrul Vatra și până astăzi Inspecția Financiară scrie că n-a fost aprobat surse financiare în buget pentru menținerea a 4 paznici administrări la centrul Vatra. Ea continuă mai departe să-i finanțeze. Asta, organele abilitate, procuratura, CNA, trebuie să se ocupe de această Terehovski. Asta e una. A doua, știți, continuă mai departe și să-și permite să pregătească regulament ca copiii străzi iarăși să fie plasați în gimnaziu internat numărul 3. Și eu mă întreb, cât se va produce asta, tolera așa ceva în municipiul Chișinău, fiindcă doamna este complet nepregătită pentru funcția de șef de direcție, interimar sau care, și în mod urgent domnul Grozavu, dar eu aici sper ca organele abitate în cel mai apropiat timp să-și expună asupra acestui primar general care de acasă semnează numire, angajare, eliberare, ca totuși să-i lipsească de dreptul la această semnătură, să avem un primar interimar numit sau același viceprimar să aibă toate împuternicirile de a selecta în sfârșit, fiindcă știți, cei care au din fracțiunea Partidului Liberal șefii de direcții și mai mari greșeli comit și practic își bat joc absolut de cetățenii municipiului Chișinău, fraudând, brutalizând și tot ce se întâmplă la orice serviciu și la orice capitol. Cât privește adopția copilului, nu odată s-a solicitat ca adopția în municipiul Chișinău să fie prin decizia Consiliului, unde să fie și consilieri. Terehovski, ce credeți că a făcut trebuie o dispoziție a primarului, unde s-a dus cu primarul împreună? Eu mă întreb, dacă porți o responsabilitate, chiar poți să-ți bat joc de acești copii străini a cuiva și iată cazul care doamna, eu sunt la curent cu cazul, copilul în limbă moldovnească era bătut de această familie care maltrata de această familie chiar la oprirea unui trolebus, la trolebus și el striga în limba de stat, mă doare, nu mă bate, dar aceia dintre ei nu înțelegeau nimic și atunci au intervenit alți părinți din stradă. Când se adoptă copiii, se întreabă, cunoști limba sau copilul ăsta, cum poți să le iei un străin, iată cum să-l spui, i-a mâncat lui sau nu i-a mâncat, când tu îl iei să-ți bat joc de dânsul după hotare, dumneavoastră să vă dați seama ce să fac. Eu nu știu, ori nu au suflet, ori nu au durerea acestui copil plâns, sau n-au auzit niciodată și chertoacă o să facă, ori dacă el nu știe ce-i plânsul unui copil. Și iată, asta se întâmplă, dar mă mir că Terehovski are copii și ea atât de crud să târnă față de beneficiarii direcției care o conduce. Domnul Cujocaru, spunea ceva mai devreme despre parcuri. Prin adoptarea acestui nou regulament, aducem lumină în raport cu aceste terenuri, nu vor mai fi înstrăinate, toate defrișările vor fi coordonate, toate speciile vor fi întreținute. Cum urmează să fie implementat? Deci vă răspund acuși la întrebarea asta, dar totuși vreau să mă accentuez completez, și eu să completez puțin. Vă rog, spuneți. Părerea mea, recent, referitor la adopția copiilor, recent am consultat și nu recent, asta chiar astăzi, un părinte care dorește să adopteze un copil, copilul are o malformație cardiacă, părinții deja de ceva timp îndelungat îmblă la casa de copii și la organele abilitate pentru a-i permite să-l înfieze, deocamdată stopat lucru, nu știu care moment, nu vreau să accentuez. Da. Dar vreau să vă atrag atenție de bază care ce m-a frapat pe mine. Copilul are o malformație cardiacă destul de severă. Dacă să vorbim 10 ani în urmă, așa copiii nici nu supraviețuiau. Actualmente el are un șir de intervenții chirurgicale, arată bine copilul, dar cel mai interesant că părinții, cum viitorii părinți, eu sper că ei vor fi părinți, oamenii dați au grijă de el, necătând la faptul că nu au niciun ban și vreau să vă zic că este un copil grav. Și cel mai tare ce m-a mirat, copilul dat mai are încă doi frați. Și el, părinții, vin la mine și nu a venit în calitate de medic, a venit în calitate de consilier, cu un sfat cum pot să adopteze. Da, este o problemă și eu gândesc că e birocratică mai mult. Dacă noi vedem tineri, este o familie tânără, destul de bine arată, așa m-am uitat.
Da, sunt un șir de criterii, dar cred că pentru cetățenii ai Republicii Moldova, unde noi la moment ne întâlnim cu o problemă demografică destul de severă, unde avem exodul în masă, de ce noi să nu permitem la acești copii să fie în viață? Acum, referitor, dacă aducem lumină în parcuri, eu sper că vom aduce lumină nu numai la cum la figurat, dar și la propriu. Da. La moment, după cum știți, la propriu, vă spun, vrem să iluminăm ușuri de parcurs, să arate mai bine, să fie mai atractive pentru cetățeni. Iarăși, pe regulamentul dat, noi nu vrem să mai permitem să fie oricare tip de construcție pe teritoriul parcului. Deci, chiar dacă este o canalizare, este o cale de comunicare acolo, eu știu, electrică, ori de altă menire, noi vrem ca în timpul apropiat, când va fi o restructurare, ele să fie excluse de pe teritoriul parcului. Asta totodată tot duce la o protecție oricare. Deoarece agentul comercial, când vine, unul din cei ce îl tentează pe dânsul sunt căile de comunicare pe care el nu trebuie să le mai achite, el numai se conectează la dânsul. Referitor la protecție, vreau să aduc aminte că Consiliul Municipal este organ deliberativ, el poate să emită decizii și într-o oarecare măsură să vadă dacă ele sunt respectate. Despre protecția și îndeplinirea lor, deja trebuie să facă primărie propriu-zis. Dar, iarăși, necătând la fapt, nu este obligațiunea Consiliului, dar noi am făcut un pas înainte. Actualmente lucrăm împreună cu o echipă din Parlament asupra unei legi care să fie în comun cu autoritatea publică locală cu protecția parcurilor la direct. Cum? După cum știți, eu am să mă repet, da. Orice dilapidare de teren este făcută prin serviciul cadastru. El oricum este implicat, deoarece el este acel organ care dă număr cadastral și pune hotarele acestui teren. Noi vrem să facem ca serviciul cadastru să nu aibă nici îndrept de a da un număr suplimentar cadastral fără confirmarea de la fondatorul autorității publice locale, deci de la Consiliu. În caz că primăria poate vrea să facă acolo un șiretlic oricare, ea să trebuiască oricum să aibă un răspuns oficial de la Consiliul Municipal. Da, este pentru unele persoane va fi puțin mai greu, dar la moment o altă soluție pentru protecția acestui teren noi nu avem, deoarece am pierdut deja încrederea în autoritatea publică locală cu guvernarea sa deja de timp îndelungat și ne trezim că în parc unde era un teren de joacă și acum avem recent trei cazuri, nu unul, dar trei, vreau să accentuez, unii pe teren de joacă se intuiește de a face o clădire sau o terasă acolo. Domnilor invitați, pentru că am discutat despre copii, pentru că am discutat despre educație, eu propun ca să mai intrăm într-un apel telefonic cu cei care sunt implicați nemijlocit în ceea ce se numește înmatricularea copiilor în cadrul școlilor profesionale, să vedem și la acest capitol care este starea de lucruri. După aceea continuăm discuția și vom încerca să identificăm și alte probleme cu care ne confruntăm. Rog regia ca să ne facă legătura cu această doamnă care ne va vorbi, spuneam ceva mai devreme, despre înmatricularea copiilor în școlile profesionale. Avem legătura telefonică? Alo? Se pare că este în formare. Da. Vom încerca să aflăm iarăși din primă sursă cum stau lucrurile la acest capitol. După aceea, doamna Ceba ne va vorbi și despre starea de lucruri, bănuiesc, în liceile private. Alo, bună ziua! Mă numesc Vlad Madan, suntem de la Accent TV. Astăzi, împreună cu doamna Ceban și cu domnul Cojocaru, discutăm despre starea de lucruri în ceea ce privește copiii și nemijlocit în matricularea la școlile profesionale. Spuneți-mi, vă rog, care este starea de lucruri în teritoriu? Ну, дело в том, что
Puteți вorbi ситуация, și în limba rusă, dacă вы я буду на русском языке да. говорить, извините. Ситуация, я считаю, что в профессиональном нашем образовании, ну, остро ухудшается в связи с в результате реформы, которая предприняты в Министерстве образования под руководством вот, Майи Санду, Карины Фусу. Дело в том, что у нас количество русских групп уменьшается. В частности, у нас в училище вообще их не стало. У нас в предыдущие годы у нас было их под одной и две русские группы, русскоязычные, так скажем, группы. А в этом году, причем это регламентировалось из Министерства образования. Министерство образования даже не регламентирует русские группы. А дали все это на откуп администрации. И вот в этом училище, в этом году в наше училище, где набирали сюда русские группы, в этом году вообще ни одной. Причем в основном инициатором этого принадлежит нашему новому директору, домнику Роман Татьяне, которая считает, что раз дети живут в Молдове, то они обязаны знать государственный язык, причем не молдавский, а русский, румынский, и учиться в нормальных румынских группах. А русский вообще пусть учатся в Сибири. Спинеце, вы рог, къде солицитате румына фие школе профессионале? Ну, вы спарате, къде солицитате сон школе профессионале де către тинери? Sunt acoperite toate locurile? Я не все поняла. Да? Я не все поняла. Я работаю в этом училище. Да, ziceam, câți candidați aveți de regulă? Много. Сколько у нас? Много желающих. Учащихся? Да. Много желающих. Дело в том, что сейчас только с понедельника открыта приемная комиссия. И в плане набора нет русских групп. Звонят родители, но им отвечают, русских групп не будет. Но поэтому говорить о том, сколько у нас есть кандидатов, мы не знаем. Noi vă mulțumim pentru aceste explicații și pentru explicații și pentru intervenția de fapt în cadrul emisiunii noastre. Revenim în studio, doamna Ceban. Iarăși un șir de probleme, necunoașterea numărului exact de candidați, probleme cu grupele ruse. De ce avem această stare de lucru? Și ziceam înainte de a apela telefonic pe interlocutoarea noastră, pomeneam ceva mai devreme și despre liceile private. Dacă am putea pe final de emisiune să conturăm un tablou general în regiune, ne spune că avem aproximativ 5 minute la dispoziție. Cât privește în domeniul educației în municipiul Chișinău, o lasă de dorit, fiindcă iarăși în fruntea acestei direcții stă domnul Fleaș, care nici nu are studii pedagogice, are școală pedagogică din Orhei, dar studii superioare nu are în domeniu și noi având atâția doctori academicieni, vă dați seama, chiar avem și angajați la Direcția Generală Educației foarte bine pregătiți, inclusiv adjuncta domnului Fleaș, a doamnă Negrei, cu mult mai bine este pregătită decât domnul Fleaș. Dar vreau să vă zic, ceea ce a vorbit anterior doamna profesoară, este dureros, fiindcă noi trebuie să ținem cont că în raioanele Republicii Moldova este o situație economică, noi știm destul de clar care este. Și nu toți părinții și nu toți elevii pot să meargă la studii, la contract, la instituțiile superioare. Mai mult ca atât, însuși guvernul am înțeles că a micșorat bursele, fiindcă avem nevoie astăzi de acele profesii care are nevoie Republica Moldova. Și cred că este regretabil faptul că nu este măcar o grupă rusă la școala profesională numărul 9 din strada Ion Pelevan, pentru ca aceiași vorbitori elevi de limba rusă din raioanele din Norda Republicii, din UTA Găgăuzia, să poată să meargă să-și aibă măcar o specialitate. Mai mult ca atât, eu am înțeles că acum inginerii învață 3 ani și nici nu au drept chiar și acele grupe care învață în limba moldovenească sau română, cum vrea doamna Caraman, nu susțin BAC-ul. Trebuie să meargă iarăși din clasa 10 mai departe. Dar cât privește municipiul Chișinău, eu vreau să vă spun că la nivel de guvern a fost aprobată dispoziția guvernului 56 de în 2016. Legea învățământului din 95 este depășită, a fost aprobată legea, adică a fost aprobat codul educației prin legea 152, unde expres au fost prevăzute atribuțiile fiecărui minister și apele.
Dar la acest capitol, noi în municipalitate ne întâlnim foarte zi de zi cu problemele alimentației copiilor în liceele private. Și iată, în această dispoziție, uitați, vă citesc expres, este prevăzut că în trimestrul 2 trebuia Ministerul Finanțelor și Ministerul Educației să elaboreze proiectul hotărârii privind stabilirea modului de sprijin a alimentării copiii în liceele private. Fiindcă ce se întâmplă astăzi? Noi practic, în codul educației, în articolul 143, este clar scris că beneficiarii sunt cei care sunt fondatori, adică noi putem finanța pe cei care sunt fondați din Consiliul Municipal. Dar liceele private, când merg în instanțele de judecată, și în instanțele de judecată câștigă procesul fiindcă cu elevii, copiii sau municipalității. Și prin executorii judecătorești, municipalitatea este impusă să achite alimentarea copiilor. Eu mă întreb, noi putem găsi un numitor comun ca Ministerul Educației, prin hotărâri de guvern, să elaboreze un regulament, modalitatea privind susținerea financiară a liceilor private, acreditate. Ei, la nivelul, noi am auzit astăzi și viceministru, câte ilegalități în plenul Parlamentului, despre câte ilegalități a vorbit la BAC. Atunci, dați-ne coborâm pe o treaptă mai jos și să vedem și acei elevi din clasa 1, din clasa 2, din treapta liceală, gimnazială și să ne întoarcem cu fața la viitorul țării, fiindcă atâta să vorbi de alimentare în municipiul Chișinău și până la urmă am rămas cu nimic să vorbim. Absolut nimic nu s-o luat. Domnul Cojocaru, pe final de emisiune, concluziile dumneavoastră raportat la ceea ce se întâmplă în municipiul Chișinău și nemijlocit poate și la funcționalitatea primăriei atunci când primarul general parcă este, parcă nu e. Deci știți cum spun eu din vechi, dacă nu e stăpân acasă, șoarece joacă pe masă. Aici nu numai șoarece joacă pe masă, aici șobolanii cei mari dansează pe masă. Bine, orice moment care se face în primărie, la moment este văzut bine, mă bucur faptul că cât de cât s-a activizat CNA-ul, altele structuri la care vreau să vă spun de circa 2 ani de zile, scrim, fracțiunea noastră scrie un șir de interpelări și dar mai avem câteva rețelii. Dar cum poate fi combătută corupția din primărie? Pentru că tot se vorbește despre acest lucru. Eu aș merge mai dur, dar cred că n-aș mă înțeleagă cetățenii, dar gândesc că numai cu suspendarea din funcție și la cele persoane, dar sper că se poate demonstrat, lucrurile, imobilele să fie confiscate și returnate. Numai așa. Un executor judecătoresc cinstit, un judecător cinstit, noi să nu întindem fiecare judecat să fie 5-6 ani, dar să fie strict acolo, 3-4 luni, executorul și-a îndeplinit funcția, noi ne-am restituit pierderile care le-am avut și cât de cât putem merge înainte. Doamna Ceban, 20 secunde, aceeași întrebare, cum combatem corupția din primărie? Corupția din primărie trebuie începută de la mine, de la dumneavoastră și la fiecare cetățean, fiindcă noi vedem că structurile abilitate, fie Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție, Procuratura Generală, își fac bine meseria, dar sunt unele momente care nu este clar la ce etapă, dar mai mult ca atât, este chiar și dureros atunci când într-o instituție activează oameni onești și sunt criticați de jurnaliști că ea se decorează pentru ceva sau altceva, dar noi trebuie cu dumneavoastră să ținem cont că în aceste instituții activează tot angajați, activează oameni care își fac bine meseria și trebuie să le dăm voie să-și facă și spună cuvântul, să nu ne uităm că sunt tineri sau în mai în etate, dar vreau să vă zic că lucrurile vor fi puse punct bine și acel primar general, eu cred că își va primi sentința chiar dacă are 3 avocați și chiar dacă nu îi convine vârsta procurorului, dar noi considerăm că totuși corupția începe de la fiecare și să le dăm voie, fiindcă acești angajați, fie din CNA, fie din procuratură, să știm că în fiecare zi își pun viața în pericol atât personală cât și a membrilor familiilor lor și să-i susținem unde putem. Doamna Ceban, domnul Cojocaru, eu vă mulțumesc din suflet pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii pentru că multe aspecte au rămas pe din afară. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic în numele întregii echipe. Vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. O seară bună alături de noi.